Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Cu toate că se vorbește prea puțin despre acest aspect, românii trebuie să știe că cea mai mare investiție publică derulată în acest moment de statul român nu o constituie infrastructura rutieră, ci activitatea de cadastrare, foarte importantă de altfel, obiectiv implementat prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, un proiect în valoare de 1,3 miliarde de euro. Despre istoricul acestui proiect și situația concretă din Maramureș, stăm astăzi de vorbă cu domnul doctor inginer Ovidiu Ștefan, directorul Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara tuturor telespectatorilor noștri și tuturor concetățenilor noștri din județul Maramureș. Am analizat acest proiect încă de când ne-ați povestit despre el, l-am studiat, am așteptat să vedem ce se întâmplă concret și iată că avem noutăți. Domnule director, legea cadastrului și a publicității imobiliare, numărul 7 din 1996, prevede clar că, citez, se instituie Programul Național de Cadastru și Carte Funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciare, realizării planului cadastral al imobilelor și deschiderii cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale. Am încheiat citatul. De ce a fost demarat programul doar în 2015? Cine și de ce nu a vrut aplicarea unei prevederi legale care, evident, era obligatorie? Activitatea de cadastru și publicitate imobiliară a fost, este și va fi o activitate permanentă, o activitate importantă atât pentru economia oricărei țări și, în cazul de față, economia României, dar și pentru cetățenii acestei țări. Activitatea de cadastru și publicitate imobiliară este legiferată de legea 7 pe 1996, din care și dumneavoastră ați dat citire unui articol. În articolul 1 al legii 7 pe 1996, legea care stipulează prevederile generale privind organizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară, spune că acest cadastru și publicitate imobiliară sunt obiective obligatorii pentru toți cetățenii României. Ei bine, de la obligativitate și până la putința de a face, este o cale destul de mare. Chiar dacă legea, după cum ați spus, este din anul 1996, implementarea ei a fost destul de greoaie și a întâmpinat destui de mulți adversari, destul de multe, multe piedici, și astfel încât nu au putut fi implementat efectiv în realitate odată cu anul 1996. Cauza principală pentru care nu s-a putut implementa această lege, nu a putut fi implementată această lege și a trebuit realizat un program național de cadastru și carte funciară care să vizeze pașii specifici pentru implementarea concretă la nivelul întregii țări, a fost în principal lipsa fondurilor aferente. E bine, trebuie, dumneavoastră ați specificat acolo că este cea mai mare investiție și ați specificat o cifră imensă pentru orice cetățean care aude aceasta. Trebuie să specificăm că cea mai mare parte din această sumă este pusă la dispoziție din fondurile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Carte.